Și vreau să vă spun ce aici ține de activitatea Partidului Democrat din Moldova, este o tragedie. Ce aici face Partidul Democrat în raionul Cahul, unde în fruntea organizației teritoriale se află vicepreședinta raionului Bacalu Elena, care împreună cu Calmâc, Scutelnic, bratul Ștefan au făcut o grupă de teroriști. Este o dictatură în teritoriul raionului Cahul, fac presiuni asupra membrilor altor partide, inclusiv asupra primarilor altor partide, inclusiv asupra primarilor din Partidul Liberal Democrat din Moldova, și vreau să solicit conducerii Partidului Democrat să iei atitudine și să cunoască, pentru că noi la rândul nostru cunoaștem și noi multe lucruri, cum se deplasează în teritoriul raionului Cahul Andronache Vlad. O să fac niște declarații publice cu ce se ocupă ei, cum intimidează persoanele, cum vor să cumpere consilieri raionali și inclusiv intimidează mulți membri a partidelor politici, inclusiv și a Partidului Liberal Democrat din Moldova. Sugerez această idee și aștept de la dumnealor acțiuni concrete. În caz contrar, pe viitor, la următoarele ședințe și inclusiv public, o să fac niște declarații cu care o să dezvălui ilegalitățile din partea Partidului Democrat și inclusiv a unor funcționari demnitari de rang înalt din Republica Moldova.